Bogdan se duce de la Paris, tot de la Paris vine de data aceasta un alt prieten mai vechi al chitariștilor și chitare românești, elev, student, al fost student, de fapt, al aceluiași Judicael Perua, care, din păcate, a trebuit să plece, pentru că are un turneu de concerte în Statele Unite. Deci, desigur, vi-l amintiți cu toții, din 2008, și cei care l-au văzut și la București cu ocazia festivalului Radio România, pe Gabriel Iancu. Thank you.
Thank you.